Salut și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School Învățăm Împreună. Așa cum v-am obișnuit, noi vă prezentăm meserii de la A la Z. Și acum ne întoarcem la începutul alfabetului și vom vorbi astăzi despre stele, despre ce putem vedea pe cer. Alături de noi se află Vladimir Ștefănescu, care este astronom. Bună ziua! Salut! Mulțumesc pentru invitație. E bine că o luăm de la începutul alfabetului. Păi, am zis să ne întoarcem, că de 3 ani tot facem meserii de la A la Z și ne-am întors înapoi la A. Da. Ne-am întors la origini. La origini. Da, că astronomia este prima știință. Este prima practic știință. Prima formă de întrebări pe care și le-au pus oamenii în legătură cu modul în care funcționează Universul. Și în același timp, bineînțeles, care are și o parte practică, extrem de practică. O să vorbim și despre asta. Da, așa cum ai spus tu, este practic prima meserie și... Nu știu dacă e prima meserie, aia e alta. Asta nu e prima meserie. Aia e mai la finalul alfabetului. Da, mai încolo. Un pic mai încolo și... Dar primul lucru pe care l-a făcut lumea s-a uitat spre cer. Exact. Practic e un instinct al nostru. E ceva natural să ne ridicăm privirea spre cer și să vedem stelele. Și oamenii pe vremuri, când ieșeau din colibele lor și se aventurau în savană, se orientau cu ajutorul stelelor. Asta făceau. Pentru ei era un fel de GPS. Ăla era GPS-ul lor. Nu știau să ajungă cu el la supermarket, dar ajungeau la supermarketul lor ca să găsească diversele... În pădure ca să-și ia hrană. Exact. Și așa s-a inventat și ceasul, primul ceas. Așa se orientau după soare ca să vadă ce parte a zilei este, nu exact cât este ceasul, dar foloseau, știi foarte bine, cum se orientau ei cu un băț și... Exact, astronomia e practic un instrument extraordinar care ne ajută pe noi, de-aia a și pornit această îndelnicire a oamenilor de a cerceta cerul, practic, fiindcă i-a ajutat în viața de zi cu zi. Prezenta beneficii extraordinare pentru oameni, pentru orientare și ulterior și pentru agricultură, fiindcă oamenii își puteau planifica agricultura în funcție de aspectul cerului. Oamenii corelau ce se vede pe cer cu temperatura de afară și știau să-și planifice în felul acesta agricultura. Și a fost un avans extraordinar de important. Un avans important și față de alte, dar multe meserii există o învățare continuă, dar parcă aici de fiecare dată mai apare o știre că s-a mai descoperit o nouă stea. Exact. Poate încă o planetă albastră. Aici o să ajungem puțin să discutăm, când vorbim puțin teoretic, să spunem, diferențele între planete și sateliților naturali. Sunt foarte, foarte multe planete, sunt gazoase, sunt ca a noastră și așa să ne imaginăm că nu peste tot se poate, adică nu se poate păși pe o planetă. Aș vrea să vorbesc un pic despre tine. Sigur. Spre cum ai ales această meserie, dacă tu ai ales-o, dacă ea te-a ales pe tine, cum a fost? Da, păi asta, dacă eu am ales-o sau eu am ales pe mine. În principiu, eu am fost pasionat de astronomie de când eram mic și pe mine m-au fascinat toate documentarele pe care le prindeam la diverse televiziuni în vremea respectivă, acum mai bine de 25 de ani, cam așa, și mă uitam la ce prindeam. Nu exista netul cum e în ziua de astăzi, să avem peste tot acces la orice documentare. Să poți să-ți alegi, exact. Și atunci, dacă prindeam ceva, bac, rădeam, nu exista. Și îmi plăcea foarte mult acest domeniu, mă fascina. Am fost fascinat și de seriale și filmele science fiction, iarăși să vedem cum ne putem imagina că ar fi viitorul umanității. Dar pentru o bună perioadă de timp eu nu am practicat acest domeniu. A fost mai mult o pasiune în spate, așa, un hobby latent. Și bineînțeles că mai târziu mi-am dat seama că eu asta vreau să fac. Eu vreau să practic să răspândesc această pasiune pentru astronomie mai departe celorlalți și să aduc informații într-o formă ușor de înțeles pentru oameni, fiindcă oamenii n-au chef de lucruri complicate și de... Oamenii vor ceva simplu, ușor de înțeles și să rămână cu ceva și să aibă și o stare în urma unei explicații, unui eveniment, de exemplu, cu observații prin telescop. Pentru că probabil se gândesc că acest domeniu este un binar între matematică și fizică și ambele sunt greu de asimilat
Și așa vii tu și le explici. Cum le explici așa pe înțelesul lor? Cum le explici copiii? Într-adevăr, îi cam sperie pe oameni treaba asta, fiindcă orice domeniu științific poate părea o sperietoare, dar diferența între, să zicem, într-adevăr, astronomia le înglobează pe toate. Da. Dar diferența dintre astronomie și matematică și fizică, de exemplu, este că astronomia este palpabilă. Noi putem să studiem despre obiectele cerești și apoi să le observăm direct prin telescop. La fizică e mai greu sau la chimie să ne jucăm cu atomii sau cu molecule sau cu... Le facem noi pe acolo, dar nu știm exact finalitatea. Însă la astronomie putem efectiv pune noi mâna să ne uităm la ceva, să vedem obiectul respectiv și din cauza acestui lucru, dar de fapt datorită acestui lucru, este mult mai interesant domeniu, fiindcă putem să-l atingem efectiv. Și bineînțeles că, așa cum ai spus și tu, ai zis de copii acum, copiii sunt foarte pasionați, sunt din ce în ce mai mulți copii care... Mă rog, pentru ei știu totul, știu despre planete, știu despre găuri negre, sau întreabă cel puțin. Oricum, copiii rețin foarte multă informație, dar contează mai mult decât să reținem informație, este să punem cap la cap niște noțiuni, ca să ne formăm un concept așa despre lumea înconjurătoare mai clar. Adică nu e vorba doar de informația reținută. Noi copiii acum știu foarte multe despre planete, pentru că foarte multe filme, cum ai spus și tu, SF, care ți le alegi să te uiți tu la care vrei. Foarte multe jocuri în care ne arată practic fiecare planetă și cu fiecare astru a lui, fiecare satelit natural și înțelegi foarte bine de acolo ce planetă e, cât de departe este, cam ce culoare ar avea ea. Da. Și-au imaginat-o alții, care tot, și un joc e făcut tot în urma unei documentări. Bineînțeles, da. Și așa poți să asimilezi mult mai bine o planetă, știi, că una e foarte mică, una e foarte mare, una e cea mai mare planetă și probabil că așa de acolo vine și bucuria copiilor. Și tu vii în sprijinul lor destul de mult. Da. Le oferi cursuri. Exact. În zona aceasta. Da, practic, cu asta mă ocup. Eu mă ocup cu popularizarea și cu educația în domeniul astronomiei. Și educația în domeniul astronomiei nu se face la noi în școli, de exemplu, și atunci am suplinit această nevoie pe care am văzut-o. Eu am lucrat la observator astronomic mai mulți ani de zile și am văzut nevoia copiilor și dorința lor de a afla mai multe. Și, practic, asta fac eu în momentul de față, aduc astronomia mai aproape și de adulți și de copii, nu numai pentru copii, facem și pentru adulți, și evenimente cu observații prin telescop, cursuri și ateliere, atât fizice cât și online, și o să dăm drumul și la o școală de vară acum, dacă pentru copiii care sunt interesați, o să vă dau mai multe detalii. Da, am văzut, am citit puțin, în iunie o să fie o școală de vară și acolo copiii ce pot... Păi, practic, ce activități? Ideea este că e important să concurăm cu tot acest social media și cu tot acest, nu știu, foarte multă informație vizuală pe care o au copiii din toate mediile și trebuie să venim într-un fel să putem să comparăm, să aducem aceste lucruri fascinante din astronomie într-o formă pe care ei să o perceapă, să o înțeleagă ușor și să se raporteze la ea ca la ceva de social media, de exemplu. Adică facem experimente practice cu ei. Facem tot felul de activități prin care ei să afle lucruri făcând ceva. Și în cadrul școlii de vară pe care o să pornim acum în iunie, într-adevăr asta îmi propun, o să fie într-o locație fizică. Eu vă dau în premieră această informație. N-am mai spus până acum, nici am anunțat pe site școala de vară. Ai la voi aici pe prima oară când o anunț. Așa că pe site-ul nostru expertisefactory.ro o să anunț săptămâna viitoare și pe pagina de Facebook a noastră Școala de Astronomie by Expertise Factory o să anunțăm școala de vară pentru că am văzut că există dorința de a veni fizic. Noi am avut cursuri mai mult în online în ultima perioadă, dar am văzut că există dorința din partea copiilor și a părinților care m-au tot întrebat când mai faceți cursuri fizice. Și am găsit o locație extraordinară cu care colaborăm acum super central în București și asta zic, am anunțat-o în premieră la voi. Îți mulțumim și eu sunt foarte impresionat de dorința asta copiilor de a ieși din casă și de a vedea, practic, cum ai spus tu, de a încerca. A încercat diferite lucruri și cum spuneai și tu, poate din vina pandemiei multe lucruri s-au dus în și cursurile s-au dus în online și este comod și pentru părinți probabil. Din ăsta e un factor important pentru că îl știi acasă, nu trebuie să te duci, dacă se poate online, de ce nu?
De multe ori este ok și online, pentru că înțelegi mult mai mult într-o oră față de poate ceva fizic, dar fizic îți ai o memorie mai bună vizuală. Exact. Și poți să faci lucruri, activități practice mai direct. În online, beneficiul este că noi am putut să ajungem la mai mulți copii din locuri în care altfel nu ar fi avut acces la aceste informații. Fiindcă, da, eu sunt în București, eu fac cursuri aici, dar pentru copii din țară e greu să aibă acces la cursuri dacă ei nu pot, se pot conecta. Și așa, fiind online, cursurile noastre pentru ei a fost mult mai, mult mai ușor și au putut și ei beneficia de, de acest domeniu și de această pasiune a lor extraordinară. Cum reacționează copiii față de adulți? Și invers, la cursurile tale. Adulții ce vor? Pentru că am văzut că ai făcut evenimente și cu adulți la diferite petreceri în care aduci telescopul, exact, da, telescopul respectiv, avem și o imagine. Cum, ce întreabă adulții mai mult față de copii și invers? Păi, așa cum, da, în principiu la toate evenimentele la care eu mă duc observații prin telescop, există reacții pe tot spectrul așa de reacții, de la reacții de pură dezamăgire, să le zicem, fiindcă oamenii se așteaptă să vadă chestii imense, cum poate le văd pe internet. Poate și un extraterestru mic. Exact. La reacții de extaziare totală, adică sunt de toate, reacții din toate felurile. Dar în principiu, în cadrul evenimentelor, oamenii se bucură să vadă prin telescopii, să se uite la ceva, fiindcă e altceva când te uiți și vezi luna, vezi craterele la lună, vezi inelele lui Saturn, vezi detalii frumoase la obiecte pe care le-ai văzut doar în poze sau doar în filme. Și una e când le vezi, vezi o poză pe internet făcută de un telescop spațial, ce e drept, foarte frumoasă poza respectivă, dar alta e când pui tu efectiv ochiul acolo și privești planeta și e vie, mă rog, vie. Vezi, nu e vie, live, nu contează, asta da, e ideea. E live, live, exact. Dar vezi ceva cu ochii tăi în momentul respectiv și încă o chestie pe care am remarcat-o la toate evenimentele, oamenii sunt din ce în ce mai, nu știu, obsedați să facă poze, fotografii. Și asta încercam să le explic. Oamenilor, uitați-vă prin telescop, că experiența de a te uita prin telescop nu o mai repetați după aceea. Poze găsiți pe internet. Aceeași poză pe care o vezi. Mult mai bună decât o faci tu, că ei fac poze cu telefonul la lună, de exemplu. Dar o poză mult mai, poze mult mai bune la lună găsești cu, pe internet cât te vrei, de tesaturi de ele. Dar acum este și exact telescopul acela în web. Exact, telescopul James Webb, da. Avem telescoape mari, telescoape spațiale și telescoape terestre și pozele, fotografiile cu acele telescoape sunt incomparabil mai bune decât cele pe care le putem face noi cu un telefon. Dar asta le spun, experiența, să vă uitați și vă uitați-vă cu atenție când ne uităm printr-un telescop la un obiect, nu doar să fușerim, pac, am văzut un pic luna, să ne uităm la toate craterele, să vedem detalii la lună, să ne uităm la detaliile la planete, la Jupiter, de exemplu, să vedem benzile lui Jupiter cu atenție. Se pot observa foarte multe lucruri frumoase prin telescop. Chiar și din oraș, la planete și la lună, chiar și din oraș. Nu, nu trebuie să ieșim în afara orașului. Da, știm asta, că atunci când e o ploaie de stele, țin minte când eram mic și încercam să ne uităm, trebuia să mergem undeva foarte sus, că în București este poluare și nu se vede foarte bine. În principiu, care e problema din orașe? În orașe problema e că avem poluare luminoasă. Da. Adică luminile din oraș se duc și pe cer. Și ne cam strică nouă cerul, ne strică contrastul la obiecte. Și dacă noi vrem să vedem meteori, că ai zis de meteori, că ai zis ploaie de stele, nu sunt chiar ploi de stele, alea sunt rare. În principiu vedem fragmente, particule mici de praf din sistemul solar, care intră prin atmosferă și ard la contactul cu aerul, că intră cu viteze foarte mari. Chiar acum, de exemplu, zilele următoare avem maximul unui curent de meteori. Curentul de meteori care se numește Eta Aquaridae. Și curentul ăsta de meteori ce înseamnă? Înseamnă că Pământul trece printr-o zonă mai bogată în praf de la cometa Halley. Ai auzit de cometa, da, Halley? E una dintre cele mai cunoscute comete care a lăsat praf prin sistemul solar. Și Pământul în perioada asta trece prin o zonă bogată cu praf de la cometa Halley. Și atunci noi suntem bombardați practic de aceste mici particule care intră prin atmosferă și luminează cerul, se văd frumos. Dar pentru a putea observa acest fenomen, trebuie să ieșim neapărat din oraș. Deci să mergem oraș, în afara orașului. Dacă ieșim din oraș, putem vedea cu ochiul liber? Da, la meteor putem observa cu ochiul liber, fiindcă nu știm exact de unde apar și nu știm când apar. Și ca nopțile de maxim, așa, eu vă recomand să mergeți în nopțile de 5 spre 6 și 6 spre 7 mai, în afara orașului, după 3 dimineața. Trebuie să stați până târziu. Adică asta e o problemă, fiindcă problema e că zona în care se văd acești meteori
se vede târziu noapte pe cer. Constelația din zona de unde apar meteorii răsare târziu și atunci nu avem ce să facem, asta e. Dormiți după amiază puțin, vă pregătiți și după aceea mergeți pe câmp undeva, vă luați un șezlong, vă îmbrăcați bine de tot, gros, că o să fie frig, chiar dacă e, mă rog, încă nu e, tot e frig și dacă mergeți în afara orașului o să fie frig de tot. Și ca să vă uitați măcar o oră înspre est, trebuie să vă uitați, înspre est în jurul orei 3 dimineața, în serile de 15-6 și 16-7 mai. Eta Aquaridae. Eta Aquaridae, da. O să vedem cum, între ghilimele, o ploaie de stele, pentru că așa este anunțată tot timpul. Tu ne-ai spus, da, că știu, nu este o ploaie. Știri bombastice găsim peste tot, da, exact. Da, așa poate să fie puțin la îndemână, cum încerci, da, și tu să le explici. Exact. Poate așa, dacă mi-ar fi spus cineva, se va întâmpla, da, această... Poate nu am fi recepționat atât de bine, dar știu. Un mic marketing e bun și pentru în zona aceasta, un pic complicată și e bine că este cineva care să le explice copiilor, adolescenților și adulților, am văzut în poze, un pic mai ușor despre acest domeniu complex. Cum spuneam și la început, poate în fiecare an se descoperă nenumărate stele noi, planete noi. Și de fiecare dată apare știrea că s-ar putea să fie locuibilă. Da. Un nou pământ. Da, exact. Cum sunt aceste diferențe între planete? Deci una e locuibilă, una nu e locuibilă. În principiu, astronomii caută planete, caută exoplanete, planete din afara sistemului solar, care se rotesc în jurul altor stele. Asta sunt exoplanetele. Și există mai multe metode prin care s-au descoperit exoplanete care se rotesc în jurul altor stele. Deja știm peste 5.000, avem confirmate peste 5.000 de astfel de planete. Nu toate sunt bune de locuit, așa cum ai spus și tu. Multe sunt planete gigante gazoase, precum Jupiter, precum Uranus, Neptun. Avem și planete telurice micuțe, care seamănă, să zicem, ca formă cu Pământul, cu Marte. Avem și unele puțin mai mari, se numesc superpământuri. Nu sunt niște pământuri pe steroizi sau ceva upgradate, dar sunt niște planete telurice mai mari, ceva care nu există în sistemul solar. Un tip de planetă, zicem, care nu există în sistemul nostru solar. Dar pe aceste planete telurice noi căutăm, de fapt, ce căutăm? Căutăm să aibă apă în stare lichidă. Și noi pentru asta ne uităm ca planeta să nu fie nici prea aproape de steaua respectivă, de steaua părinte, steaua mamă, nici prea departe. Să fie la distanță optimă ca apa să existe în stare lichidă la suprafață. Și am găsit câțiva candidați, dar problema este că nu e singura condiție asta. Trebuie îndeplinite mai multe condiții și e greu să știm cu certitudine că chiar dacă se găsește planeta respectivă în zona habitabilă, zona verde, cum se numește ea, asta nu e o garanție a faptului că vom găsi acolo apă în stare lichidă neapărat sau și mai mult o garanție a faptului că vom găsi viață, fiindcă de fapt noi asta căutăm. Noi dacă căutăm planete cu apă în stare lichidă, de fapt ne dorim să găsim extraterestri. Da. Știu, asta e, și vrem din prima să găsim extraterestri. Bine ar fi să găsim măcar niște bacterii la început, ceva micuți, niște bacterii amărâte, cum le zic eu. Dar ideea este că mai departe interesant ar fi să găsim și civilizații. Știu că filmele de la Hollywood sunt foarte... Așa sunt bombastice, exact. Și probabil că asta e speranța omenirii, da, de mii de ani, să găsească să găsim viață în afara sistemului solar. În afara sistemului solar, probabil pentru că ne oferă o garanție că poate există o viață mai bună și după ce Pământul nu va mai exista. Dar acolo vedem că o zi durează mai puțin, un an durează mai puțin și asta poate copiii nu știu, dar asta o dă rotația la noi, rotația Pământului în jurul Soarelui. Uh-huh. Și cum spuneai tu, steaua mamă, uh-huh, sau despre care vorbeai, noi avem Soarele. Da. Altele sunt au alte astre și probabil că acolo se învârt mai repede sau... Exact. Păi ideea este că noi când ne uităm la planetele astea, nu ne uităm doar la zona habitabilă. Mai sunt niște probleme. De exemplu, ne-am uitat la cea mai apropiată stea de noi, care se numește Proxima Centauri. Și am găsit acolo o exoplanetă care e similară în dimensiune cu Pământul și se află și în zona habitabilă. Super, perfect. Numai că problema e că steaua respectivă e mai mică decât Soarele. E un pic mai mică decât Soarele. Și asta înseamnă că zona habitabilă e un pic mai aproape de ea. Normal, că emite mai puțină lumină. Și atunci ea se rotește puțin mai aproape de stea decât se rotește Pământul față de Soare. Ceea ce înseamnă că dacă e mai aproape, se va mișca mai repede și există riscul ca acea planetă
să fie blocată Mareica, adică să-și îndrepte o singură față mereu înspre stea, cum e luna față de pământ. Uh-huh, uh-huh. Ceea ce înseamnă că s-ar putea ca, deși în zona habitabilă planeta aia, jumătate din planetă să fie scăldată în lumină și căldură, iar cealaltă să fie în frig și beznă. Și atunci, alea nu sunt condiții bune pentru viață. Deci vedeți că sunt mai multe probleme la care trebuie să ne uităm și astronomii se uită și la aceste detalii, ca să vadă exact că, v-am spus, nu ajunge doar să fim în zona habitabilă. Dar, în principiu, noi acum suntem la început cu descoperirea exoplanetelor, adică știm 5.000, v-am zis, dar acestea sunt descoperiri foarte recente. În ultimii 10-15 ani s-au făcut descoperirile acestea cu telescoape spațiale, cu telescopul Kepler, care a găsit multe, multe planete. Acum avem și telescopul TESS. Astea sunt telescoape de care oamenii au auzit mai puțin, dar sunt foarte importante. Și descoperă exoplanete prin metoda tranzitului, adică noi ne uităm la o stea, vedem strălucirea stelei și dacă o planetă trece prin fața ei, îi mănâncă un pic din strălucire. Și noi putem să știm că acolo e o planetă, ca și cum am pune, nu știu, o lanternă și punem un deget în fața lanternei și vedem că dacă trece degetul, avem ceva acolo. Și în felul acesta putem să știm faptul că avem planete acolo și să le descoperim fără să le vedem direct, le descoperim indirect. Da, de foarte multe ori noi vedem că s-a mai descoperit o planetă, vedem încercări ale oamenilor de a ajunge pe aceste planete, de a face turism spațial. Și am văzut acum încercări de trimitere în spațiu a rachetelor și eșuări ale acesteia. Da. Dar am înțeles că asta era ceva de așteptat, dar exact. Și aplauzele furtunoase de la final. Exact. M-au mirat puțin atunci când am văzut de ce se bucură așa de tare în lumea, pentru că aștepta un spectacol ceresc. Da. Nu, dar nu avem cum să progresăm în acest domeniu fără inevitabilele eșecuri. Da, trebuie să avem grijă ca eșecurile să nu fie cu vieți omenești, pe cât posibil, fiindcă am avut și din acestea în istoria cuceririi spațiului și ar fi bine să evităm aceste lucruri. Dar e greu, gândiți-vă că e cea mai mare aventură a umanității, să mergem în spațiu, să cucerim sistemul solar, e ceva extraordinar, dar orice lucru extraordinar vine și cu dificultăți, vine și cu challenge-uri. N-ai cum să ajungi să pui piciorul pe planetele din sistemul solar decât dacă ți-asumi niște riscuri. Și oamenii până acum au ajuns pe Lună, într-adevăr, dar vrem din nou să mergem la Lună. Americanii au un nou program, programul Artemis, prin care vom trimite din nou oameni la Lună. De data asta vom construi și un fel de stație lunară, așa, care să, un fel de stație spațială în jurul Lunii. Un fel de benzinărie spațială, ceva de genul ăsta. Să poți să... Da, să poți să alimentezi, nu, glumesc, nu o să alimentezi. Dar e un fel de punct acolo prin care astronauții vor merge până la stația respectivă, care se va numi Gateway, și vor coborâ pe suprafața lunară de acolo, cu ajutorul unui modul lunar. Deci programul acesta se va întâmpla în următorii ani, în viitorul foarte apropiat. Deci nu trebuie să ne gândim că sunt filme SF astea. Însă ce spuneai tu de rachete explodate, într-adevăr, avem și pe Elon Musk cu compania SpaceX, care vrea să ajungă pe Marte. Ăsta e visul lui, să transforme umanitatea dintr-o planetă, dintr-o civilizație care se află pe o singură planetă, într-o civilizație multiplanetară. Și ăsta ar fi, într-un fel, un fel de măsură de siguranță pentru, nu știu, o eventuală catastrofă care ar putea să fie după colț, așa. Și, de exemplu, știm de asteroizi, vedem tot timpul la știri, cum spuneai, de știri bombastice cu asteroizi. Ăsta e iarăși un aspect prin care ne putem proteja, dacă știm astronomie, ne putem proteja și de exagerările care apar în presă, apropo de asteroizi care vin și ne izbesc și ne fac praf. De obicei, dacă ne uităm mai atenți la știrile respective, o să vedem că asteroizii respectivi sunt foarte mici și chiar când trec aproape de Pământ, sunt la distanțe de milioane de kilometri, adică sunt la distanțe mult mai mari decât Luna. Luna e mult mai mare și trece mult mai aproape de noi, de ce nu ne facem probleme și în legătură cu ea? Adică trebuie să avem într-un fel o scară a acestor pericole și acestor, nu știu, lucruri venite din spațiu, dar tocmai această scară și această înțelegere vine prin înțelegerea domeniului astronomiei. Și de-aia e și important să studiem astronomie. Este foarte important ca să nu ne speriem, cum ai spus și tu, când auzim o știre, pentru simplu fapt, dar și știrea respectivă, dacă o citim cum trebuie, o să ne dăm seama că nu este nimic, cum ai spus și tu, pentru că știrea sună de felul cel mai aproape a trecut de Pământ. Uh-huh. Cum ai spus, cea mai apropiată, exact. A trecut razant. Sunt foarte multe lucruri care trec razant, exact. Dar poate să fie foarte, foarte departe. Da, lucrurile acestea merită știute și nu strică o vizită la observatorul astronomic, cum ai spus și tu, să vedem îndeaproape ceea ce discutăm noi aici. Putem să-i spunem ca o geografie, Da, la geografie, exact.
Și la geografie e cel mai frumos atunci când învățăm despre un lucru și pe acel și vedem într-o vacanță. Și acum, aici e mult mai la îndemână să vedem printr-un telescop, să vedem când vorbim despre lună, pentru că luna influențează foarte mult viața de pe Pământ. Sunt multe lucruri care se datorează lunii sau îi cauzează și energii. Da, de câștigat la loto nu câștigăm din cauza lunii. Nu câștigăm. Asta e o problemă. Nu câștigăm câte în lună și în stele, da, cum s-ar spune. Și ar fi interesant cu ce gând vii către copii acum la final și ce îi sfătui să facă? Păi, în principiu, pentru copii, eu îi sfătuiesc pentru început să, dacă sunt interesați de acest domeniu, să se apuce să învețe puțin din cer, să învețe câteva constelații, să învețe câteva stele. Există programe de astronomie pe telefon, aplicații, să-și downloadeze aplicațiile respective și să învețe câteva constelații, câteva stele pe cer. După care să-și cumpere un binoclu. Cu un binoclu poți observa foarte multe lucruri. În afară de vecini, da, nu contează. La ea nu ne uităm, dar depinde. E interesant, nu e bine, da, să spionăm vecinii. Ne uităm la vecinii cosmici, vecinii cerești. Ne uităm la lună și putem să vedem și stele. Putem să ne uităm în Calea Lactee, dacă ieșim în afara orașului, să vedem dâra luminoasă de pe cer, care e practic discul galactic, discul galaxiei în care ne aflăm. Deci un binoclu, un instrument ieftin, ușor de folosit, foarte bun pentru copii. Și după aceea, dacă îi ține pasiunea și de, nu știu, de ziua lor sau ceva de Crăciun sau de ceva, vor să primească un cadou frumos, să se uite către un telescop, care deja, telescoapele sunt deja, există pe site-uri de specialitate și sunt accesibile tuturor, nu mai sunt prețuri exorbitante la telescoape, deci cu câteva mii de lei putem să luăm un telescop excelent, care să ne țină 15-20 de ani, nu știu ce obiect pe care dăm 2-3 mii de lei ne ține 20 de ani, cu care ne putem uita. Mașina de spălat, sigur nu. Da. Sau frigiderul. Da, în principiu, asta e, dacă vor copiii să-și construiască această pasiune mai departe și, bineînțeles, noi facem cursuri, facem ateliere și evenimente și pot veni la noi să își construiască în continuare această pasiune.